luni în care bărbătește domnul Liviu Dragnea să-și asume alături de mine acest lucru, prin demisie, să convocăm congresul, până atunci n-aș vrea să detaliez discuțiile pe care le-am avut astăzi cu mulți miniștri. Vă rog, chiar... Domnule premier, vă rog să ne spuneți dacă va fi convocat acest congres, așa cum cereți, luați în calcul varianta să candidați pentru șefia PSD? Pe mine mă interesează, nu. Pe mine mă interesează să convocăm acest congres pentru a dezbate problemele de fond ale PSD-ului. Eu nu vreau să candidez la șefia PSD. Să fim bineînțeleși. Eu vreau să rezolvăm problemele partidului apărute, din păcate, în ultimii cam 2 ani, 3, și care ne-au adus în situația de astăzi. În mod sigur se vor degaja în Congres, repet, forumul suprem, conform statutului de conducere în Partidul Social Democrat. Se vor degaja soluții foarte, foarte bune. Iar votul va fi cel care va decide. Dar dincolo de cine e președinte. Important este mecanismul prin care funcționează acest partid. Important este să nu-l închidem într-un cerc restrâns de decidenți. Important e să deschidem acest partid. Importantă strategia pe care o vom adopta pentru viitor. Eu cred că astea sunt lucrurile importante. Dincolo de cine conduce vremelnic. Vă spuneam aseară, nimeni nu are PSD-ul pe CF. Nici măcar domnul Liviu Dragnea. Nu e proprietar. Nu e în cartea funciară. Ați ridicat aceste probleme atunci când au fost întâlniri cu domnul Liviu Dragnea până acum? Apropo de modul să în care știți că aș putea să citez inclusiv din preocupările domnului Liviu Dragnea din urmă cu câteva zile în care spunea că parcă nu funcționează lucrurile în partid. Dar nu vreau să intru în asemenea detalii. Când ne gândim că ultimele 3 comitete executive naționale ale partidului au avut ca temă excluderi sau sancțiuni, eu cred că asta spune multe. Mihai Chirică, Nicolae Șerban, Sorin Grindean. De exemplu, analiza rezultatelor parțiale de la alegerile de duminică, când din 4 municipii unde au fost alegeri, Craiova, Târgu Jiu, Moinești, Roman, PSD-ul a câștigat unul. Unul. Dacă intrăm pe, de asemenea, în jos, pe comune și așa mai departe, o să vedeți că lucrurile stau prost. S-a pierdut și în Telorman. Din ce am văzut, s-a câștigat la Timiș. Bună seara, domnule prim-ministru. Aș dori să vă întreb dacă... Bună seara. Aș dori să vă întreb dacă de ieri și până astăzi sau mâine ați vorbit cu președintele Klaus Iohannis sau intenționați să vorbiți cu dumnealui? Am vorbit. Când s-a petrecut această conversație? Ieri? Astăzi? Am vorbit. Domnule prim-ministru, Liviu Dragnea spune astăzi că de la o vreme parcă nu vă mai recunoștea, că v-a schimbat. Vreau să vă întreb așa. Să știți ceva. Așa. Cel de ieri și de astăzi, ăsta este adevăratul Sorin Grindean. Am înțeles. Voiam să vă întreb cam de când s-a rupt comunicarea cu domnul Liviu Dragnea, că până nu de mult erați la partide de pescuit împreună. La Știucă. Să știți că lucrurile au venit invers dinspre domnul Liviu Dragnea. Sigur că îl respect ca președinte încă al PSD-ului. Eu
datorită funcției, fiind PSD-ist, datorită funcției pe care o ocupă. Și ceea ce a decurs din această funcție în relaționarea dintre mine și domnul Liviu Dragnea în această perioadă, datorită funcției. N-aș vrea să intru în detalii. Sunt lucruri care țin de, să zicem, de un comportament care nu are legătură cu actul de guvernare sau cu nici măcar cu viața internă din PSD. Cred că nu e normal să fac lucrul ăsta. Vă rog. Bună seara, domnule prim-ministru. Ați pomenit și dumneavoastră de acuzațiile pe care vi le-a adus domnul Liviu Dragnea, acum că în spatele dumneavoastră ar fi cineva. Spuneți-mi când s-a schimbat relația dintre dumneavoastră și Liviu Dragnea și de ce s-a întâmplat acest lucru? De când am început să aud dinspre surse că, deși pe față mi se spunea că toate lucrurile sunt în regulă, mergem înainte, vă spuneam aseară de o declarație celebră din mai și în spate se făcea cam tot ceea ce e posibil pentru dinamitarea activității guvernului. Vreți să vă dau un exemplu? De cam o lună și ceva, PNDL 2 trebuia să fie lansat. Ordinele pentru PNDL 2 trebuiau să fie date către județe. Eu nu vreau să mă gândesc că au fost oprite aceste ordine pentru lucrările în județe în așteptarea acestui CEX. Chiar nu vreau. Numai că aceste ordine puteau fi date, așa cum vă spuneam, pe criterii transparente, de vreo lună și ceva. Nu s-au dat. Din păcate. Din păcate. Vă rog. Domnule premier, dacă îmi permiteți, ați avut mai multe întâlniri externe, atât dumneavoastră cât și președintele, și părea că țara noastră este cumva un pol de stabilitate în regiune. Cum credeți că se vede toată această criză politică în acest moment? Și dacă îmi permiteți o completare, credeți că s-a supărat Rusia după comentariile pe care le-ați făcut aseară? Eu n-am făcut altceva în această perioadă decât să încerc să transmit că vom ajunge în această situație. Și am avertizat. Și am avertizat pe colegii mei să aibă grijă de ceea ce fac și de deciziile pe care doresc să le ia. Eu am dat un exemplu aseară legat de Rusia, pentru că era absurd să cer să ai relații atâta timp cât există sancțiuni din partea Uniunii Europene. De aceea am făcut acest și am dat acest exemplu, care apărea ca măsură neîndeplinită, dacă rețin bine. Și multe altele. Multe alte măsuri trecute acolo și care, așa cum vă spuneam și aseară, ori au termen 2018 sau până la finalul mandatului, ori nu pot fi îndeplinite, cum e cazul acestui exemplu despre care vorbeam. Dar oricum, s-a încercat ca acest document să fie justificarea pentru care trebuie să plece Sorin Grindeanu și guvernul pe care îl conduce. Vă mulțumesc. Numai puțin, cine ar fi trebuit legal să semneze ordinele pentru PNDL? Ministerul Dezvoltării. Doamna Șaide? Da. Cum se vede această criză? Cum credeți că se vede această criză în exterior în acest moment? Cum suntem priviți în Europa? De aceea am încercat să dau acest termen până luni. Ca cel care a generat această instabilitate, și anume domnul Liviu Dragnea, să-și asume. În secunda 2 fac același lucru și eu. Și am mai spus ceva azi. În momentul în care
voi vedea că lucrurile nu funcționează, îmi voi da demisia din funcția de prim-ministru. Eu nu mă agăț de scaun. Aștept ca și domnul Liviu Dragnea să aibă aceeași atitudine. De ce este teamă?